Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar, iar astăzi la Educație pentru Cetățenie Democratică vom descoperi împreună caracteristicile regimurilor politice autoritare și totalitare. Astăzi nu suntem singuri. Avem alături de noi elevi din clasa a șaptea care au ca temă să realizeze un dicționar magic cu termeni specifici Educației pentru Cetățenie Democratică. Ei speră ca în această lecție să descopere termenii noi ce vor fi notați în dicționar. Maria are rolul de a nota acești termeni. Știm cu toții că regimurile politice autoritare și totalitare sunt opuse regimului democratic, iar în epoca contemporană, acestea au fost inspirate din dictaturile antice. Ce este dictatura? Dictatura este un regim politic autoritar și totalitar, în care puterea este deținută de un conducător sau de un partid. Iată că acum Maria poate nota noul termen întâlnit de până acum, și anume dictatura. Cele mai cunoscute regimuri totalitare din secolul al XX-lea au fost regimul comunist, întâlnit în Uniunea Sovietică, instaurat în 1917 de către Lenin, iar în 1922 de către Stalin, regimul fascist întâlnit în Italia, instaurat în 1922 de către Benito Mussolini, iar regimul nazist întâlnit în Germania, instaurat de către Adolf Hitler în 1933. Alături de elevii noștri din clasa a șaptea, vom descoperi că regimurile politice autoritare și totalitare au trăsături comune, însă se deosebesc între ele. Astfel că, în regimul politic totalitar, poporul pierde controlul asupra puterii. Este întâlnită dictatura unui partid, iar partidele din opoziție sunt desființate. Cetățenii pierd posibilitatea de a alege. Este întâlnită teroarea și persecuțiile împotriva opozanților. Activitățile economice sunt controlate. Drepturile și libertățile oamenilor sunt încălcate. Iată caracteristicile regimului autoritar. Conducerea autoritară a statului de către o singură persoană, diminuarea rolului instituțiilor democratice, controlul societății este limitat și limitate sunt drepturile și libertățile oamenilor. Împreună cu prietenii noștri de astăzi, veți realiza o diagramă Venn în care veți stabili două asemănări și două deosebiri între regimul politic totalitar și cel autoritar. De asemenea, după finalizarea acestei sarcini, veți accesa linkul următor și veți potrivi corect caracteristicile fiecărui regim politic învățat astăzi. V-ați descurcat minunat astăzi! Felicitări pentru rezolvarea sarcinilor! La revedere!